aici să aveți probleme. Dar trebuie să le surmontați. În general, oamenii sunt conservatori și nu suportă ca cineva să gândească altfel decât ei. Dar voi sunteți viitorul acestei țări și puteți constitui niște modele pe care să urmeze alții. Unul dintre primii creatori de modele a fost Confuțin, chinez. În europenește se numește Confucius și care spunea că un lider, dacă este model, nu mai sunt necesare instituții coercitive, nu mai necesare nici poliție, nici justiție, pentru că oamenii sunt corecți și urmează aceste modele. Din păcate, la noi lipsesc modelele, nu pentru istoria nu poate fi judecată, asta e. Televizorul e un mare criminal pentru voi, pentru că vă îndeamnă la crime, de ori, de la țin. Eu mă uit puțin la televizor. Da, sigur că da. Sau dacă te uiți, trebuie să selectezi ce anume trebuie să vezi. Până și desenele animate sunt agresive, cu războaie, cu ori voi, ca să puteți trăi și să fiți modele, trebuie să vă iubiți, să vă ajutați, să vă tolerați. Această idee nu este nouă, dar a stabilit-o Hristos la cina cea de taină, când a zis să vă iubiți unul pe altul, că v-am minte eu pe voi. Ia spune, o fetiță drăguță, ia spune. Astăzi am făcut religie și mi-a spus Domnul de religie despre cina de taină. Da? Că un rău vrea să înlăpească pe fiul lui Dumnezeu. Am auzit că tu știi să cânti la pian, așa e? Îmi pare rău că nu avem un instrument muzical aici, să ne arăți și nouă cum știi să cânti. Ce anume ai interpretat? Avem. Avem? Și poți să ne arăți? Dacă te rog eu? Da. Are un buton priza din dreapta. Are un buton, apăsați pe el. Ăla de acolo. Apăsați pe el. Nu înseamnă nimic. Da, să le fără imediat. Nu știu, vă rog, schimbați poziția butonului. E aprins și când e stins și când e aprins. Eu înainte de a vedea pe internet,
După aceea să invenție, adică nu s-a cu care apare tot ce e în toate filmele americane, science fiction și jocuri, eu credeam că e american, adică nu știam că primul brevet românesc, adică de fapt cererea de brevet a fost în 1956, când voi erați, aveați pe minus 60 de ani, iar brevetul s-a obținut românesc în 27 iulie 1958, la ora 9 dimineața. Iar primul brevet american a fost în Vendelmoor de la Bell Corporation, 22 februarie 1963. După care au urmat Cecil Martin și Robert Hemings, tot depunând acolo. Deci a fost era cam cu vreo aproape 4 ani înaintea. Sigur că acest lucru a fost recunoscut mai târziu decât americani, în vreo 5 ani. Mi-au trimis un DVD, o sticlă de whisky și în DVD era și zborul nostru de acum 50 și ceva de ani, pe care noi nu mai avem. Noi filmul nu mai aveam azi la filmotecă, aveam poze, dar americanii ne-au trimis filmul cu zborul meu de atunci, da. Și dumneavoastră l-ați construit sau doar ați făcut idee? Greu de spus. Sigur, ideea a fost să pot fugi fără să am nevoie de vehicul. L-am construit, sigur, cu destule insuccese, pentru că am avut foarte multe probe din care n-ai ieșit nimic. N-am pus și o mână, așa, dar până la urmă m-am ridicat, după aproape 50 de încercări nereușite. Și de aceea vă spun vouă că este important, dacă vă apucați de o treabă, să o duceți până la cap, să nu vă opriți la mijloc, pentru că și să aveți acest spirit, această încredere în voi, vă duceți până la cap, pentru că nu vă opriți, pentru că voi realizați proporțional cu voința și cu pătratul credinței. Pentru că îți place mai atât de această credință. Este foarte important, l-am spus, i-a spus-o Camille Flammarion, un filozof francez, 1800 și... Ia spune, domnișoare, ce ai vrut să mă întrebi? Am vrut să-mi spun că eu am vrut să-mi facă surpriză să-mi fac pe băiatelui ei și am vrut până la căpăt, adică nu m-am oprit. Nu știu ce, să fiu, nu prea înțeles, că eu sunt și tare de urechi. Da. Mai spune-o dată. Poți? Ia. Foarte bine. Așa. Ce zodie ești tu? Nu știu. Zodia... Săgetător. Săgetător? Avea performanțe. Și tu? Eu sunt Taur. Oameni și picătul tine. Eu sunt pește. Dar nu prăjit. Pește. Eu sunt leu. Sunt de sociabilitate. Eu am niște nași care m-au... Nașii mei sunt zodia pește. Da? Bravo. Dar de ce nu merge? Ia, acum merge. Hai să mergem. Hai să mergem. Pentru că să știți că România se împarte în două. România magică și România tragică. Voi trebuie să faceți parte în România magică, care a fost promovată de Top Business, o publicație în Sartea Urala, a directorului Constantin Dumitru, absolvent de filozofie în Iaș, și a încercat să promovăm pe unde au fost părțile bune ale noastre. Pentru că numai așa ne putem face cunoscuți. Haideți să depărăm câteva din ele.
când a venit papa de la Roma în 1999, voi nu erați născuți atunci, a zis că am intrat în grădina Maicii Domnului. Păi să știți că România, dacă aveți un bloc pământesc și înțepați în România, dați diametral opus în insula Sfânta Maria din Oceanul Pacific. Da. Trebuie să știți că suntem singura țară din lume la care muzica începe cu foaie verde, frunze verde, iarbă verde. Este o apropiere de natură care nu are nimic. La România o avem. Muzica populară. Să nu vă închipiți că suntem noi mai grozavi decât alții, dar avem obligația morală să ne respectăm părinții, cunoașterii și obiceiul. Dorul este pur românesc. Au și francezi, la nostalgie. Dar dorul prinde și nostalgie. Nemții au zenzul, care e dorință. Au aia pe care e durere, dar nu-i dorul. Drapelul nostru are trei culori de spectru. Și anume roșu, galben și albastru. Celelalte drapele au verde, oranj, violet. Culorile primare sunt roșu, galben și albastru. Care se prezintă în drapelul nostru? Mi s-a predat la școală și încă vine profesorii, asta a fost programa analitică, faptul că noi suntem grozavi, suntem produsul între romani și daci. Noi suntem daci în romani, dar eram rude, tracii, poporul tracii. Era boesc, dardanieni, italici, etruși, deci eram rude și cu italieni. Vorbeam aceeași limbă. Vorbeam cu un reporter de la BBC anul trecut și spuneam, zic, noi nu suntem urmașii romeni, cum? Zic, simplu, voi a stat sub roman 500 de ani, de ce vorbim la tine? Vorbim noi care am stat pe 100 și ceva de ani și au ocupat numai un stărb în țară. Și cine a venit romani? Greci, germani, macedonieni, ne-a dat ce limbă ne-a învățat. Să fim serios și dacă ne-a învățat, cum i-a învățat pe moldoven, cum i-a învățat pe moldoven, și noi am vorbit înaintea lor și haideți, poate sunt și profesori interesați și discipoli, dar și cei ai voștri aici. Haideți vă dau un exemplu. Masa. Mesa. În italiană e tavolo. N-are nicio legătură. Casa. Înseamnă mesa. În italiană e testa. Domn. În latină e dominus. În italiană este signor. Și așa mai departe. Vânatio, în italiană e coce. Adică noi suntem mult mai aproape de latină. Vă dau de parte. Să știți că Roma e creată de Enea, care era trac de aici. Și când Roma, cu 513 înainte de Hristos, stăpânea câteva sate după mâna stângă a Tigrului, aici era un stat organizat, se ținea pietra lui Darius în state, care stăpânea tot Orientul apropiat și mijlociu. Cu 600 ani de Hristos apare o denumire, piatra Dacului în anul scrie, dar stai, nu mă oprim. Da? Sănătate, domnul Constantin. Sunt aici cu niște copii supradotați și vorbim. Nu, dragă, la școala... 155. În drumul tabel. Da. Și stau până mâine, Bine, tocmai vorbeam de dumneavoastră aici, cu România magică. Bine, dragă, vă pup. Sănătate. Era chiar directorul de la România, de la Top Business. Așa. Și vrei să mă întreb ceva? Te rog. Nu, vreau să vă spun că am mers la Muzeul Tehnicii și v-am văzut o motocicletă, două mașini și rucsacul zburător. N-am înțeles. Încă o dată. La Muzeul Tehnicii am văzut... Eu îți mai mătesc, am 80 de ani, zic mai tare. La Muzeul Tehnicii am văzut două mașini, o motocicletă și un rucsac zburător făcut de dumneavoastră. Nu a fost numai două, a fost vreo 80 de prototipuri de automobile, mai puține, așa? 8 aparate de zbor, vreo 30 de motorete, în general de convenționale, cu colaborări naționale, internaționale, vreo 130 în general. Un rucsac pe care, un DVD-ul pe care vi l-a dat, o să-l puneți pe calculator și o să-l vedeți. O să vedeți cum se zboară. Americanii au recunoscut abia acum 5 ani, că am fost noi primii.
De legătură cu, mi-am amintit colegul despre acele mașini, că sunt doar două, dar le-am văzut eu. M-am uitat pe fereastra lor, că erau geamurile date pe jumătate, pe jumătate, da. Și vedeam de că niște scaune, niște pedale și n-aveam, și nu vedeam volanul. Și m-am întrebat eu, dar cum poate merge o mașină necontrolată? Dragă, era vorba de un automobil condus de un joystick. Știi ce avea joystick, nu? Da. Și electronic făcea această treabă. Sigur că și am avut niște accidente, am terminat în garaj, am uitat să dau drumul la ce trebuia. Și unele nu aveau caroserie, pentru că aveau caroserie fluidă. Ce înseamnă o caroserie fluidă? Înseamnă un jet ieșit într-o faltă din față, absorbit într-o faltă în spate, cu un compresor, creează un caroserie fluidă. Nu plouă, nu ninge și faci aer condiționat dacă vrei, dar oamenii se văd că stau afară, nu vede nimeni nicio caroserie. Sigur că am făcut o mică, pentru că nu am avut posibilitate bănească să o fac mare. M-am făcut niște experiențe. De exemplu, când a venit savantul Henry Quantum, m-a invitat la domnia sa și mi-a demonstrat că, folosind teoria spinului, o teorie care, dacă vreți să o dezvoltăm, a reușit să reducă masa unui obiect cu circa 20%. Ceea ce e foarte important. Adică a reușit să... Noi doream să facem un avion fără aripi, fără elice, fără... Niciodată nu ne-a plăcut clasicul. Ne-a plăcut lucrurile deosebite. Nu? Ia să zic. Nicu Andă, poate era persoana care a făcut avionul. Nu am înțeles. Henrik Wanda, parcă era persoana care a făcut avionul cu reacție. Da, exact. Este, de fapt, primul om în lume. Da, e de urmă, spun imediat, să terminăm treaba asta. Și eu, împreună cu un neam, Carl Johan Wien, am reușit să realizăm chiar o bară de oțel să stea la aer, folosind teoria vibrației. Sigur că nu e meritul meu. E un cumul de cunoștințe. Eu nu mă consider inventator. Inventatorul e de Cristul Dumnezeu. Așa. Acum, la ce m-ai întrebat, apropo de, încă o dată, ca să răspund. Ce, când Henrik Wanda a inventat avionul cu reacție? Ce anume? Avionul cu reacție. Avionul cu reacție. E foarte greu de spus cine a fost primul, pentru că să cunosc povestit despre mandarinii chinești care se propuseau cum să geți de foc. Se mai vorbește în Biblie despre calul lui Ezechiel, calul de foc. Se vorbește despre Heron din Alexandria cu turbina cu apă care se învârtea. Se vorbește despre Alexandru Ciurcu. Și e bine să știți că Alexandru Ciurcu a fost un student român la Paris, 1896, și a propulsat pe Sena o barcă cu reacție împreună cu un coleg de-a sub Buisson. A avut o explozie, a murit Buisson. Și mă rog, dar primul avion cu reacție, într-adevăr, l-a realizat Henrik Wanda. E greșit pretind că ei l-a realizat, numai că Henrik Wanda l-a făcut în 1910 și ei în 40. Așa, spune. Ce este acel om, avion cu reacție? Adică genul era alea din război? N-am înțeles. Avionul cu reacție este acela cum era în al doilea război mondial? Cam de atunci începe. Da. Primul avion a fost un Messerschmitt german, care era cu două motoare reactive. Așa. Și pe mine m-a prins un bombardament când eram micuț, în 1942, Filipești de Pădune. Ne-a bombardat cu avioane B-24, care aveau pântrate și injecții cu apă. Așa că ideea cu motorul cu apă nu e nouă, dar din motive politice, economice, sociale, e bine să nu se aplice deocamdată, care însemna milioane de șomeri din industria petrolieră, construcții de mașini, infrastructură și de peste cap întreaga... Da, mă rog, asta e chestie politică, nu mă interesează pe oameni. Nu e nimic, nu. Ia spune, ce-ți place să faci? Mie îmi place să studiez despre invenții, să învăț despre fizică, chimie și matematică. Fizica este o materie în curs de transformare
Și pentru că e vorba de fizică și să ne gândim la ideea relativității, deși sunteți mult prea tineri ca să știți că ideea relativității nu este nouă. Toată lumea vorbește de Albert Einstein, numai că această formulă E mc² egal de mc² îi aparține lui Lorentz, un matematician german, 1902, al lui Raymond Poincaré, 1902, și de-abia în 1905, Albert Einstein. Sigur, el are meritul de a fi creat această instituție a relativității, dar nu iată. Mihai Eminescu, pe lângă cărți de filozofie și literatură, are și cărți de fizică, în care este premiază teoria contracției timpului. Dacă vreți, vă dau formula, dar sunteți prea mici că o să rețineți. Și un savant al nostru, Octavo Licescu, îl contrazice pe Albert Einstein, modificând substanțial formula contracției timpului. Și Eminescu chiar și în poezie, nu? Creșteanul Ceapărul creștea din ceva lui Amite și zeci de mii de ani în urmă de atâtea timpului. Plus fizică, unde am văzut premiază teoria relativității, carte pe care am răsfăit acum 4 creșteani cu academicianul Eugen Lapovski, care a fost propus la Premiul Nobel pentru Biologie, împreună cu un american. I-am spus cosmonautul american pe care l-am întâlnit de acum 5 ani la București, la primăria sectorul 2, că dacă nu era Werner von Braun, care l-a făcut programul spațial, care Werner von Braun a fost școlit de Hermann Oberth de la Mediaș și a purtat corespondență cu Nicolae Voideanu, rachetolog prietenul meu, care a venit la Orăștie, și dacă nu era ecuația profesorului Mangeron de la Iași, nu era posibil zborul cosmic. Sâc. Deci am avut și noi contribuție. Eu am un coleg de aviație care lucrează la NASA și se numește Ivescu Zero. Și noi am avut niște, sigur, primul care s-a ridicat în aer a fost frații Wright, în 1902, iarna, în decembrie, 1902. Dar în 1902, Traian Buiar deja de bune brevetul în ianuarie. Deci înaintea, sigur, nu l-a realizat decât în 1906, că asta a fost situația. Deci avem niște, sigur, pixul a inventat Petra Cepoenari, la Paris, și așa mai departe. Adică avem cu ce să ne lăutăm. Ia să mai întrebați. Am decis să putea să se facă Adidas zburători care se pună în noi să controleze. Cum se controla aparatul? Da. Mai am avut două sisteme. Unul îl controlam chiar din mișcarea corpului, ceea ce era destul de greu, iar următorul care este... De fapt, o să vedeți că, da, o să vedeți la DVD-ul, așa, aveam o manetă pe care aveam înainte, înapoi, noi, stânga. Așa e și pe GTA. Și el acționa și deflectoare coantă care îmi schimba jetul. Sigur că pe experiențe proaste am trecut peste o cutiuță, peste un dulap, așa. Vendem mura, a trecut chiar peste un alt camion. Așa au început. Autonomia era foarte mici, câteva minute. Am avut și un accident, m-am și prit, așa. Dar m-am bucurat că m-am prit cu o treabă serioasă, nu cu trabantul. Asta a fost acum, în 1958. Vă dați seama. Minus câți ani aveați voi atunci. Și mă bucur că avem și reprezentanți, deși situația este cum este. Și voi sunteți reprezentanții viitori, sau nu știi. Și dacă înțelegeți acest lucru, ceea ce vă spuneam, că nu există soluție, nici dacă v-a păcat de drog, nici dacă v-a păcat de puna, de pământul. Introducerea capului nisip, emigrarea, sinuciderea, nu rezolvă problema vieții. Un bărbat, și suntem mulți bărbați aici, doi bărbați, este un bărbat, nu are voie să se lamenteze, un bărbat trebuie să fie un stâlp al casei, un bărbat caută soluții și nu scuze. Oră, ce greu e. Când eram eu mic, când am făcut petrol, scoteam apă din fântână. Și acum aveți frigider, făcută cu microunde, automobil, electricitate, toată lumea ce că mai rău că așa nu se poate. Nu cumva este o
deficiență de percepție. Un bărbat nu are voie să se lamenteze, un bărbat să găsească soluții. Copilul, primul bărbat pe care îl vede, este tata. Tata trebuie să fie un nu se înceapă, nu e mea. Dar nu e bărbat. Și, deci, pe viitor, eu așa vă recomand. Căutați soluții și voi aveți soluții, vă aveți multe studii asupra de tata. Ăsta e copilul. Dar nu vă ieșiți în stradă să fieți jos ăla și trească ăla, că n-ați spus nimic. Ca să știți că nu există revoluție, există tehnici insurecționale pe câștigarea puterii. Și nu există bine și rău. Și să vă bucurați că e rău, pentru că rău precede bine. Filozoful Petre Țuță, ce eu am avut noroc să fiu un pușcăre. Acolo se dezvoltă înțelepciunea, nu în dolce familiantă. Nu? Deci, trebuie să existe rău, bun, frumos, urât, prost, deștept. Cea mare, pentru că altfel viața nu are culoare. Copii care vă pricep sau care sunteți înclinați pe fizică. Să știți că nu există forță decât numai în virtutea diferențelor de potențial, în virtutea asimetriilor. Și sunt necesari. Sunt necesari și proștii, pentru că altfel nu putem să-i comparăm cu deștepții. Și de aceea romanii spuneau infinitul se suboră sub tot, infinit în numărul proștilor. Iar Mark Twain zice, se întreba ce ne-am face noi dacă n-ar fi proști să ne aprecie. Da? Și în capul lui Moțoc spunea la Bujnană, proști la mulți. Sigur, e bine să aveți cât mai puțin la face cu ei, pentru că asta este. Prostul se vede după fără că își pune primul părerea și după restul prea bun. Așa. Dar sunt necesari. Fără de ei, lumea nu există. Și să vă bucurați că suntem în această țară, care constituie un buchet etnic, multicolor. Avem cunuri, avem nemți, avem sâmpi, avem țigani, avem... Toți ne-au dat câte ceva. Nu mă așteptă, l-a zis Hitler, l-a zis fără comunism, fără țigani, fără evrei. Nu e adevărat, nu are culoare. De exemplu, avem de la unguri, pe care toată lumea îi urește, pare că îi urește, este o idee întreținută de puterea politică. Ungurii ne-a dat un Petru Fișandor, ne-a dat un Imre Vada, cel dintre cei mai buni dramaturgi ai Europei, ne-a dat un operet, nu? Calma, ne-a dat un Liszt, ne-a dat un Oriente, Sârbii ne-a dat un Nicolae Tesla, un român de Vojvodina, ucrainenii ne-a dat un Pațaichin, țiganii ne-a dat un Ioan Voicu. Asta este frumusețea, nu? Să mai știți că limba română este una dintre cele mai elastice și mai fonetice limbi. Spunea un profesor la Stockholm, acum vreo 5 ani, că el ar fi ales limba română ca limbă internațională, pentru că e fonetică. La engleză citești, nu înțelege altceva. Să fie internațional, să zic viernești, sau național, să zic dictionary, așa, la român, cum citești, cum scrie, așa citești. Este o limbă elastică, nu se lasă constanță în șabloane și de aceea are foarte multe nuanțe. Muzica noastră populară este foarte nuanțată și nemții au muzică populară, numai că este cântată în genul la instrumente de suflat și pare toate marșuri. Până și cântece de dragoste, tot marșuri la nemții. Și acest popor, cum vă spuneam, cu 600 de ani de Hristos, apare o